Haideți să dăm o mână de pace înainte de a ne așeza. Haideți să-i binecuvântăm pe frații noștri și pe surorile noastre. Este harul pe care Dumnezeu ni l-a oferit, este binecuvântarea pe care El ne oferă. Este îndurarea Lui cea mare. Iar noi suntem în locul cel mai potrivit unde căpătăm mângâierea și harul. 2024. Noaptea spirituală se așterne încet, dar sigur peste întreaga omenire. Acum, biserica, formată din oameni, este în lume, așezată de Dumnezeu în lume, având un rol important, omenire, aceea de a lumina în întuneric, de a străpunge întunericul. Cum? Cum putem lumina, cum putem transforma lumea aceasta, cum putem atinge inimile celor din jurul nostru? Înțelegând că timpul zboară și nu se mai întoarce niciodată înapoi. În mod tradițional, timpul este văzut ca măsurarea distanței dintre evenimente. Timpul este compus din trecut, prezent și viitor. Trecutul este considerat ca fiind ceva ce s-a întâmplat și nu mai poate fi schimbat. Cel ce poate însă reabilita trecutul omului, indiferent cât de grav este cazierul, indiferent cât de murdar este cazierul, este Dumnezeu. Cel ce spală trecutul nostru ticălos este Iisus Hristos. Pentru că prin pocăință, prin frumusețea pocăinței putem scăpa de povara trecutului. Viitorul, în schimb, e considerat ca fiind disponibil unei multitudini de posibilități. Și viitorul nostru, viitorul bisericii, izvorul vieții, este în mâna lui Dumnezeu. Oamenii măsoară timpul folosind multe unități, unele bazate pe evenimente reale, rotația Pământului în jurul Soarelui, altele fiind extrem de arbitrare. Descrierea clasică a timpului a fost făcută de Isaac Newton, un om al lui Dumnezeu, în lucrarea sa Principia. Omul acesta spunea că timpul curge constant la fel pentru toți. Adică e independent de evenimentele ce au loc în cadrul său. Timpul, spunea cineva, este un fluviu imens care duce cu el evenimentele din universul nostru. Timpul are o singură direcție. Timpul nu se întoarce niciodată. Timpul este măsura lui Dumnezeu pentru tot ce este trecător. La un moment dat, în cartea în rugăciunea lui Moise, Psalmul 90, Dumnezeu ne îndeamnă să ne măsurăm zilele, iar în Deuteronom Dumnezeu ne îndeamnă să ne măsurăm anii. Timpul nu se întoarce niciodată înapoi. Nu poți să experimentezi același eveniment de două ori. Fiecare celulă a timpului este umplută de evenimentul pe care îl oferi în succesiunea lui. Și atât. Uneori regretele nu pot rezolva nimic. De aceea e important pentru noi să vedem cum ne umplem timpul sau ce facem cu celulele timpului. Pentru binecuvântare, pentru belșug și pentru harul lui Dumnezeu în 2024, în 2024, noi trebuie să facem ce ne spune Sfânta Scriptură. Am căutat în cuvântul lui Dumnezeu și am descoperit câteva sfaturi pe care Dumnezeu ni le dă ca să fim binecuvântați în anul 2024. Și primul îl găsim în Exod, în capitolul 20, cu versetul 24, care spune să-mi ridici un altar de pământ pe care să-ți aduci arderile de tot și jerfele de mulțumire, oii și boile, și boii. În orice loc în care voi aduce aminte de numele meu, voi veni la tine și te voi binecuvânta. Când va veni Dumnezeu la noi și ne va binecuvânta? Când va veni Dumnezeu în casa noastră și o va binecuvânta? Când va veni Dumnezeu în comunitatea aceasta și o va binecuvânta? Răspunsul este acesta. În momentul în care noi, ca și biserică, ridicăm altare. Va fi anul acesta un an al rodirii. Dacă în casa noastră
vom ridica altare către Dumnezeu. Dacă pe aceste altare vom aduce jertfele noastre, jertfele copiilor noștri, jertfele noastre ca și comunitate, dacă vrei ca Dumnezeu să fie cu tine în anul care stă înainte, ia hotărârea ca în 2024 să ridici altare spre slava lui Dumnezeu. Al doilea sfat pe care mi-l dau în seara aceasta, îl găsim în Levitic, capitolul 20:24. V-am spus, voi le veți stăpâni țara. Eu vă voi da în stăpânire. Este o țară în care curge laptele și miere. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am pus deoparte dintre popoare. Dacă vrei ca anul acesta să fie un an al biruinței și bucuriei pentru tine, recunoaște autoritatea lui Dumnezeu. Recunoaște că nu poți singur. Recunoaște că înțelepciunea ta, capacitatea ta, informațiile de pe care le deții nu te pot ajuta în a birui ceea ce ne stă înainte. Vrem binecuvântare să recunoaștem autoritatea lui Dumnezeu. Și autoritatea lui Dumnezeu în casele noastre. Autoritatea lui Dumnezeu în biserica răscumpărată. Ce înseamnă autoritate în casă? Înseamnă bărbatul, femeia și copilul. Înseamnă succesiunea aceasta a legii lui Dumnezeu. Dacă vrei binecuvântarea în familia ta, recunoaște autoritatea bărbatului pe care Dumnezeu ți l-a dat. Fă ce trebuie făcut și Dumnezeu îți va da binecuvântare. Apoi, număr 20:24. Aaron are să fie adăugat la poporul lui, căci nu va intra în țara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru că v-ați împotrivit poruncii mele la apele Meriba. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în viitorul care stă înainte, dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu să te însoțească din ianuarie până în decembrie, din 1 până în 366 de zile cât va avea anul viitor, pentru că este un an bisept, tu și eu, noi, trebuie să regretăm atitudinea din trecut. I-a cerut Dumnezeu lui Moise, i-a cerut Dumnezeu lui Aaron câteva lucruri, nu grele. Și oamenii aceștia au fost atât de încăpățânați încât n-au vrut să asculte de Dumnezeu și Dumnezeu nu i-a băgat în țara promisă. De ce? Pentru că n-au ascultat de Dumnezeu. Neascultarea ne depărtează de cer. Dacă vrei binecuvântarea în 2024, în anul 2024, regret atitudinea din trecut. Apoi, Judecător, capitolul 20:24, copiii lui Israel au înaintat împotriva fiilor lui Beniamin în ziua a doua. Copiii lui Israel împotriva lui Beniamin. Dar Beniamin din ce seminție făcea parte? Din Israel. Adică oamenii aceștia, în loc să facă pace, în loc ca oamenii aceștia să caute pacea, oamenii aceștia au înaintat împotriva fraților lor. Dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în anul care ne stă înainte, apropie-te de frații tăi. Fii aproape de ei. Nu ca să-i bârfești, nu ca să le afli slăbiciunile, ca apoi să le spui la altora. Apropie-te de ei, roagă-te cu ei, postește cu ei și mergi pe drumul pe care Dumnezeu l-a creat pentru noi. Lăudați să fie numele Domnului. Apropie-te de frații tăi. 1 Samuel 20:24. David s-a ascuns în câmp. A venit luna nouă și împăratul a luat loc la ospăț ca să mănânce. A fost o situație penibilă, grozavă. Omul acesta era gata să piară, dar a ales să se ascundă. Noi nu vom putea să ne ascundem de ochii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este pretutindeni. Dumnezeu este pretutindeni. Însă ne putem ascunde în Dumnezeu. Ne putem adăbosti în Dumnezeu în anul care ne stă înainte. Pune-te sub protecția sângelui Domnului Iisus Hristos. Și spune Domnului în această seară, Doamne, vreau să mă ascund eu, familia mea, biserica ta, vreau să ne ascundem în tine, să ne adăpostim în tine, pentru că tu ești mângâierea noastră. Ezechiel, capitolul 20:24.
pentru că n-au împlinit poruncile mele și au lepădat învățăturile mele, pentru că au pângărit sabatele mele și s-au întors ochii spre idolii părinților lor și urmează pedeapsa lui Dumnezeu. Dacă vrei ca anul 2024 să fie anul biruinței tale, ascultă, respectă poruncile lui Dumnezeu. Ascultă și respectă în totalitate poruncile lui Dumnezeu. Nu doar acelea care plac, nu doar acelea care sunt interesante, nu doar acelea care sunt din Noul Testament și să scoate în Vechiul Testament, nu. Ascultă în totul totului tău de Dumnezeu. Și anul care ne stă înainte va fi un an binecuvântat. Doamne, ajută-ne la aceasta. Matei, capitolul 20, cu versetul 24. Cei 10, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Despre ce e vorba aici? E vorba de atitudine. Atitudinea fiilor tunetului. Când oamenii aceștia, probabil înalți, grozavi, duși de mână de mama, s-au dus la Domnul Iisus Hristos și mama a cerut Domnului Iisus Hristos un lucru. Doamne, îi vezi pe ăștia doi, ăștia sprâncii mei. Ce frumos sunt. Extraordinar. Doamne, știi ce? Ăștia doi să fie unul la stânga și unul la dreapta în împărăția ta. Atenție la atitudine. Atenție la atitudinea pe care o ai față de cel de lângă tine. Atenție la atitudinea pe care o ai față de slujitori, față de coriști, față de oamenii de la ordine, față de cei care sunt în închinare. Atenție la atitudine. Luca 20:24. Arătați-mi un ban. Al cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cesarului, au spus ei. Dacă vrei, dragul meu, ca binecuvântarea lui Dumnezeu să cadă peste tine, respectă autoritatea umană pusă de Dumnezeu ca și stat. Statul român ne dă legi. În momentul în care încalci legile statului român, care nu încalcă legile Bibliei, te afli sub incidența legiuitorului. Respectând autoritatea, făcându-ne datoria de cetățeni, dând cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu, vom fi mai mult decât binecuvântați. Dacă vrei ca anul 2024 să fie un an al biruinței, mai trebuie să facem ceva. Haideți să citim ultimul verset pe care mi l-am propus în seara aceasta. Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetul 24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. De ce a spus omul acesta aceste cuvinte? Pentru că venirea lui Hristos este aproape. Anul acesta a fost aproape. Cum va fi anul viitor, 2024? Vom fi și mai aproape de cel care va să vie. Dragul meu, dacă vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta în 2024, ridică altare, recunoaște autoritatea pusă de Dumnezeu în biserică, în casă, regretă atitudinea din trecut, apropie-te de frații tăi, ascunde-te în Domnul, ascultă, respectă poruncile lui Dumnezeu. Respectă autoritatea statală, legile pe care Dumnezeu le-a dat. Dă-i cezarului ce al cezarului. Și, dragul meu, venirea Domnului este aproape. Să vină Dumnezeu să-ți dea binecuvântarea. Și până când ne oferă Dumnezeu binecuvântarea, să dea Dumnezeu binecuvântarea surorilor, grupului de surori, care vor cânta spre slava Domnului o cântare. Amin.